În noua școală nimeni nu știe că am vreun frate. Pentru toată lumea eu sunt un copil unic, pentru că nu vreau să am un frate ca David. Vicky? Vicky? Ce s-a întâmplat cu tine? Mă gândeam la ceva de ieri. Auzi, tu când ai vorbit ultima oară cu Matei? Azi dimineață, când a plecat la școală. Stai, nu la asta mă refer. Am aflat ceva ieri și nu știu cum să o iau. Mă gândesc și iar mă gândesc și nu știu cum să o scot la capăt cu situația asta. Adică? Matei mi-a spus că îl urăște pe David. Poftim? Dar e nebun? Vezi că-l sun acum, cum să spun ăla ca asta? Stai. Te rog. Te rog, așteaptă. Cred că Matei are dreptate într-o privință. El suferă și noi nici măcar nu ne-am dat seama pentru că am avut ochii mai pentru David. Păi, David are nevoie de ajutorul nostru. Nu e așa, să știi. Aici greșim și eu și tu. Matei are nevoie de noi la fel de mult ca și David, să știi. Doar pentru că s-a născut fără probleme, asta nu înseamnă că nu are nevoie de noi. Parcă am fi făcut un concurs în care doar unul dintre copii e câștigător. Dar amândoi sunt ai noștri. Sunt responsabilitatea noastră. Noi le-am dat viață și nu putem să-l facem puternic doar pe unul și pe celălalt să-l lăsăm în voia sorții. Așa e. Ar trebui să vorbim cu el diseară. Da. Poftim? Ce imediat, venim acum. David! Te rog, hai, uite-te la mine, te rog! Mami, e aici! David! Calm, vă rog. Hai că vine tata să te ia acasă. Nu vreau acasă! Te rog! Măcar spune-mi de ce, David. Da, David este un prost. David nu este bun de nimic! Nu fără ce simți pentru fratele tău, te rog. David, ești un campion. Convinge-l să vină acasă. Hai, hai. Nu este David, bun de nimic. O să vin să vorbim, bine? David nu este bun de nimic. David nu este bun de nimic. Nu e adevărat. Am auzit ce ai vorbit tu cu mama. Și știu ce să fac ca să nu mai fii supărat pe mine. O să mă ascund. Nu, să nu te ascunzi. Să nu te ascunzi. Să nu te duci într-un loc de unde nu se pot găsi. Ascultă-mă. Ce-am vorbit ieri cu mama a fost o prostie. David, nu aveam oxigen în inimă când am spus că nu te iubesc. Crede-mă pe cuvânt că te iubesc mult. Și n-aș vrea pentru nimic în lume să te schimbi. Mă păcălești ca să nu mă mai ascult. Nu te păcălesc. Și nici n-am să mai fac vreodată. Crede-mă, și eu, și mama, și tata te iubim mult. Și Sofie te iubește. A spus că vrea să vorbească cu tine în fiecare zi. Bună, David! Sofie? Da, te-a plăcut din prima. A spus că ești un băiat tare drăguț. Hai! Hai de jos. Hai acasă. Hai acasă și o să vezi că mă țin de cuvânt. David, n-ai cum să vezi că mă țin de cuvânt dacă o să rămâi aici. Hai acasă! Să mă duc și eu în cameră. Mai stai un pic. Nu, stai. De ce? Stai un pic, te rog. Hai, ia loc un pic. Eu și mama vrem să vorbim cu tine. Ce anume? E ok, ia loc. Vrem să ne ierți, te rog. Matei. Eu știu că tu crezi că eu și mama nu te iubim. Te iubim enorm. Doar că nu știm să o arătăm. Nu e nevoie.
voie să vă cer scuze. Stai, așteaptă. Tatăl tău are dreptate. Tu ai dorințele tale, lumea ta, viața ta, care nu sunt la fel ca ale lui David și nici nu trebuie să fie, că n-are de ce. Știu că am spus că nu mă interesează de David, dar nu e așa. Pentru că e fratele meu, da, și am înțeles asta. Așa e. David e fratele tău, nu e o povară. Dar să mai vorbim despre asta săptămânile următoare, să vedem cum facem, că, Matei, tu întotdeauna ai fost un copil bun, nu ne-ai dat niciodată bătăi de cap. Fratele meu s-a născut într-o zi de miercuri. S-a născut prematur, ca și când ar fi fost grăbit să ajungă să cunoască lumea, ademenit de cine știe ce promisiuni. Creierul lui nu s-a oxigenat așa cum trebuie și a devenit David, pe care știm cu toții. El s-a născut special, ca și cum un cuvânt anume ar fi fost inventat doar pentru el. Multă vreme am urât cuvântul ăsta. Special înseamnă pentru mine o povară pe care cineva ți-o aruncă în spate și te lasă singur cu greutatea ei. E greu să înțelegi prin ce trece cineva ca David. Mulți se tem și din ignoranță sau frică spun sau fac lucruri care rănesc. Învăț să trec și peste asta. Așa cum învăț să privesc în fața alegerile proaste pe care le-am făcut, viața e o lecție continuă. Nu se oprește niciodată și e mai bine să mergi cu ea decât împotriva ei. Nu mă mai tem de cuvinte. Nici de cuvântul dragoste, nici de cuvântul special. Special înseamnă acum pentru mine multe momente fericite. Zidul după care m-am ascuns mulți ani la rând nu mai e chiar atât de mare. Sper că într-o zi să-l dărâm de tot.